Polițiștii au efectuat razii de amploare în Ilfov. Sute de șoferi au fost amendați, iar într-unul dintre cazuri, un conducător auto nu a oprit la semnalele polițiștilor. Acesta a fost oprit în cele din urmă, iar oamenii legii au descoperit ce avea de ascuns. Documentele dumneavoastră și ale vehiculului la control. Da. Vă sunt registrat de aparatul la doar cu 77 de km la oră în localitate de lângă regiune. Vă primim sancțiune contravențională trebuie de finalizare la permis. Va trebui să așteptați mașină până completez procesul verbal. Au fost razii în tot județul Ilfov. Polițiștii au vrut să se asigure că șoferii respectă reglementările în vigoare. Cu toate acestea, 240 de sancțiuni au fost date pentru viteză, consum de alcool sau droguri la volan. V-am oprit pentru viteză, să știți. 83 de km la oră. E limita 50 aici, suntem în localitate. Am înțeles. Sancțiunea este de 990 de lei și 4 puncte de penalizare la permis. Asta este, nu mi-am dat seama. Da. Unul dintre șoferi nu a oprit la semnalele polițiștilor, așa că imediat a fost urmărit de mai multe mașini de poliție. Polițiștii au reușit în cele din urmă să-l oprească și l-au imobilizat pe loc. Domnul Surdu, m-ați oprit la semnale, da? Ne-ați forțat să vă imobilizăm. Să nu vedeți în posturul ăsta. Bun, trebuie să-mi spun următor. Băutură alcool, ce ați consumat? Da. Bun, pot să facem o descarcă aparat de kilometru. Eu vă mușcucul am desigurat în fața dumneavoastră. Nu-mi pun mâna unde puneți dumneavoastră gura. Ați mai suflat, știți cum se face? Aer mult în plămân, suflați ușor, constant, până când vă spune să vă opriți. Da? Așteptăm calibrarea aparatului la kilometru și efectuăm testarea. 0.49. La această valoare se va constitui dosar penal, da? Articolul 36 cu alineatul 1 din codul penal. O să mergem la recoltarea de probe biologice, da? La spital. O să mergem la Sfântul Ioan acum, da? Iar astfel de acțiuni vor continua. Polițiștii rutieri din Ilfov sunt prezenți la datorie, unde acționează pe drumurile publice din județ pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente rutiere, cu precădere pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză, a conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive. Au oprit în trafic mai mulți conducători auto care au apăsat pedala de accelerație mai mult decât prevede legea, așadar aceștia au fost sancționați contravențional conform OUG 195/2002, întrucât au condus cu viteză mai mare pe un tronson de drum unde limita legală de viteză este de 50 de km la oră. De asemenea, colegii mei au oprit până la această, au reținut până la această oră 6 certificate de înmatriculare și au retras 3 seturi cu deplăcuțe cu numere de înmatriculare. Polițiștii au făcut și anumite recomandări șoferilor cu ocazia raziilor. Să respecte indicațiile polițiștilor rutieri, să nu conducă sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive, să nu apese pedala de accelerație mai mult decât prevede legea și să nu folosească telefonul ori alte dispozitive electronice la volan și de asemenea să nu aibă alte preocupări de natură a le distrage atenția în timp ce conduc.